Județean Dolj a organizat în perioada 6-8 februarie 2023 simularea județeană a examenului de evaluare națională și a examenului de bacalaureat. Lucrurile au fost, s-au desfășurat foarte bine. Nu am urmărit să scoatem în evidență decât acele aspecte care pot fi îmbunătățite. Cred că este foarte utilă această simulare organizată la nivel județean cu o lună înainte de simulările ce vor fi organizate la nivel național, atât pentru elevi cât și pentru noi dascăli și pentru părinți, pentru că trebuie să știm cu toții cum stăm la momentul de față, trebuie să identificăm problemele apărute și să încercăm să intervenim punctual pe fiecare caz în parte. Rezultatele au fost bune, zic eu, dintr-un anumit punct de vedere. Aș începe cu prezența, care a fost foarte bună la ambele simulări, și la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat. Pe cele două probe, la simularea de evaluare națională, prezența a fost de 84,88%, adică o prezență masivă, iar la cele trei probe ale examenului de bacalaureat, prezența a fost de 77,43%. Trebuie să înțelegem că aceste simulări au fost date încă o dată în sprijinul elevilor și vrem să vedem cum stăm la momentul de față. Au fost organizate foarte serios și foarte riguros. Dovadă stau și eliminările produse în zilele de examen. Colegii noștri și-au făcut datoria pe deplin și încercăm să le explicăm elevilor că sunt niște reguli care trebuie respectate, indiferent de modalitatea în care se dă un examen sau nu, noi trebuie să mergem pe aceste reguli și nu facem rabat la accesul în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu alte mijloace de comunicare cu exteriorul. Lucru care s-a și întâmplat. Despre evaluarea națională, pot să vă spun că au fost 4216 elevi prezenți, au fost 2 eliminați, după cum știți, iar procentul mediilor peste 5 este de 59,61% la momentul de față. La examenul de bacalaureat au participat 3776 de elevi, s-au înscris 3776 de elevi, au fost absenți 852, au fost 2 eliminați, iar procentul mediilor peste 6, știți că la examenul de bacalaureat, ca să poți promova, trebuie să ai toate notele peste 5, iar media celor 3 note să fie peste 6, procentul mediilor peste 6 este de 35,91%. Au fost înregistrate și note de 10, atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat. La evaluarea națională au fost înregistrate un număr de 20 de note de 10, 2 la limba română și 18 la matematică. La următoarele școli, școala gimnazială Mircea Eliade, Colegiul Național Elena Cuza, Colegiul Național Frații Buse, școala gimnazială Traian, școala gimnazială numărul 5 Aviator Petre Ivanovici Băilești, Colegiul Național Carol I, Colegiul Național Pedagogic Ștefan Belovan, Liceul Teoretic Mihai Viteazu Băilești, Școala Gimnazială Nicolae Bolcescu Preva și Liceul Energetic. Și la examen de bacalaureat au fost obținute note maxime, un număr de 50 de note de 10, 4 la limba și literatura română, 15 la istorie, 5 la matematică, 26 la biologie, 5 la logică și argumentare, 2 la chimie, 2 la informatică și 1 la geografie. Așa cum vă spuneam, rezultatele acestea ne indică realitatea din momentul de față, realitate pe care vrem să o îmbunătățim, pentru că
scopul simulărilor este acela de a ne antrena și noi profesorii pentru organizarea în bune condiții acestor examene foarte importante în viața copiilor noștri și mai ales a elevilor, trebuie să se pregătească printr-un antrenament bun și din experiența mea personală de dascăl vă pot spune că în câteva luni lucrurile pot fi îmbunătățite dacă toți cei implicați fac ceea ce trebuie și trag în aceeași direcție.